Dragii mei, e important jocul următor pentru că putem face fericit un telespectator din mai multe puncte de vedere. Avem o fericire mică, un an de zile la Antena Play gratuit, na, sunt câțiva euro pe lună totuși. Avem o fericire medie, rucsacul replică după rucsacii din Asia Express și avem fericirea maximă, șansa de a merge la filmările următorului sezon. Pentru echipa, pentru concursul de astăzi, avem două echipe, echipa asiaticilor, adică cei care au fost în Asia Express. Mulțumim, bună ziua, bună seara, bună ziua, bună ziua. Și echipa europenilor, cei care au fost în Europa Express, se vede clar, mult mai relaxați, mai... Noi ne mulțumim cu puțin, doar cu cei mai buni. Corina e pe fir cu noi și e Stefan Asia Express, că de-aia s-a înscris. Bună dimineața! Bună dimineața! Sună Corina, vârsta și orașul... 30 și București. Uită-te în jurul tău, între prietenii tăi, între rudele tale, dacă ar fi să mergi la Asia Express ca și concurentă, pe cine ai lua cu tine? Soțul. E soțul. Rezistent? Nu, dar să vadă este, cercul. Este rezistent. Nu vă certați? Nu vă... Ba, da, dar până la urmă reușim să ajungem la un punct comun. Da, i-ai văzut. L-ai obișnuit să n-aibă condiții, să n-aibă de mâncare, nu? Să n-aibă... Nu, e exact invers. A, da. Bravo. Că trebuie să stați mai mult nespălați în Asia Express. Adică vrea să arate că se poate și altfel. A, da, am înțeles. Da. Corina, am o întrebare pentru tine. Zici că sunt Florin Călinescu. Vă pupăm, nea Florin, pe vremuri, cu mânuțele astea două. O întrebare din ediția de ieri. Ce te-ai asortat tu cu Irina Fodor? Da. Care este avantajul jokerului obținut de Carmen Negoiță și de Andreea? 1. Au putut scădea 30 de minute din timpul de sosire la imunitate. 2. Au putut să înghețe timp de 10 minute o pereche întâlnită în timpul unei emisiuni. Stai! Cum pe vremea lui Robingo, dacă scotei munțuțoiul... Da, ne-au trecut 35 de ani, nu mai bate nimeni. Da, munțuțoiul. Nu? Sau 3, poți folosi mașina de producție la unul dintre drumuri, ceea ce e chiar greu. Care crezi că este răspunsul? 2. Puteau să înghețe timp de 10 minute o echipă întâlnită în timpul misiunii. Foarte bine! Și bunicul Horia e fericit acum că am adus aminte de... Robingo! Robingo! Sunteți cimentați pentru următoarea întrebare. Spune-mi, te rog, Corina, ce echipă crezi că se descurcă mai bine la jocul de astăzi? De asta depinde premiul tău. Avem echipa asiaticilor, cei care au fost deja, Florin bună. Și Nicolae. Bună. Și echipa celor care nu credem că vor ajunge niciodată, pentru că sunt atât de fericit. Eleganți, de gingași, de delicați, încât nu-i văd mergând atâta pe jos după elefant. Ramona și Răzvan. Florin și... Mulțumim! E normal, după ce ai spus că normal. Nu știu, hai, foarte bine, am făcut și bun PR. Hai. Bun, atenție mare, jocul de astăzi implică pipăitul. Oi. Da, e cu look-ul ăsta și cu muzica asta, mă aștept tot timpul să zici, zi sar, masaj. Pressure, ok? Masaj, zi de pressure, am îmbrăcat okay. Relaxat, e luni, eu am stat 22 ore în picioare zilele trecute. De muzică, e da. Foarte, da. Atenție mare, veți începe voi, cronometrăm în cât timp reușiți să ghiciți ce fructe, legume sau alte obiecte aveți. Pot fi mingi, ouă. Aveți în șosete. Atenție, puteți pipăi cu obrazul, cu obrazul și umărul. Nu puteți folosi sub nicio formă mâinile, brațele, antebrațele. Putem pipăi în grup? Păi adică eu cu obrazul meu și el cu obrazul lui? Bineînțeles. Mai puteți să pipăim, okay. Gata? Nu încă. Când dau eu startul, voi nu faceți nimic. Voi doar vă relaxați. Voi uitați. Puteți spune tot ce avem în zona feței. Tot. Ce vrei să spui? Limba! Sunt șosete și sunt de la urică. Nu pot garanta igiena, da, treaba ta. Atenție mare. Sunt tale astea chiar scurate. Oprim ceasul în momentul în care ajungem la ultima șosetă. Numărăm apoi câte obiecte ați nimerit. Începem în 3, 2, 1 și start. Îmi spui ce crezi că e imediat. Ia, imediat trebuie să zicem? Da, nu, cum vrei tu. Asta este roșie. Hai să vedem dacă asta este o roșie. Ce cronometru? Stai, este ardei. Stai să văd dacă asta este o roșie. Asta este o... Haide. Roșie, da. Un punct.
Uite, asta, asta e o nucă, ia-o pe asta. Asta este. Hai, vine să mușc. Asta o să mușc, da? Nu, asta este o, asta este o nucă, două puncte. Wow, și ardei. Wow, stai că am și eu timingul meu. Vezi că mai bine în gură? Mamă, curge, Răzvan! Un ou. Asta este un ou. Da, nu... deci am nimerit. Asta, cred că e capul. Asta este un... Am zis ardei. Ardei, asta miroase ardei. Mamă, ce ardei! A, și o seta asta miroase urât. Asta este un urât. Da, Michi, până acum toate punctele date. Ce urmă! Miroase a oi. Asta este hoit. Asta este hoit. Cred că e ceva, nu știu. Nu știu, trebuie să spuneți ce e asta. Strugure. Asta e cartof. Și asta e strugure, cred. Asta ar putea fi cartof. Hai să vedem. Nu, greșit, este un cartof împuțit. E cartof, mă. Da, da, cartof împuțit. Punct. Nu e împuțit, mă. De ce curge din el, Răzvan? Nu din ăla curge, din ăsta curge. Haide, am zis că e strugure. Ia vezi dacă e strugure. Ăsta. Hai că facem Nicolae o salată. Ceva... Nu e împuțit. Ăsta, strugure, este ciupercă. 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 Aici e măr. Sper. Păi și aici pare tot măr. Păi spune. Avem mere. Și ăsta pare tot măr. Ăsta măr. Mamă, ce-o fie aici? Da, ce elegant, e Răzvan cu mâinile. Cu fioranță. Poziția ceainic. Deci asta a zis, a zis măr aici. Mai mult am oflăit decât am. Mărul este... Ramona, găsit-o pe aia tare și a început să dea cu frunte. Atunci ăsta, ăsta-i măr. Ăsta este, ăsta este măr. Măr? Sau nu, cred că e fructul ăla. Deci contează punctajul mai întâi și apoi timpul, dacă suntem la egalitate. Măr. Măr, bravo. Mărul. Mărul este. Ce poate fi în aia roz, că mă intrigă la mâna. Și pe mine. Ia. E și tare, e foarte miros, tare. Miros, forțimă de miros. Care? Ia. E foarte tare. Și ce pun? 2020 până acum. Miros. Miros la ceva legume, dar... A, e ghimbir. Asta e ghimbir. Asta poate fi ghimbir. Nu l-ai găsit pe ăsta? Uitați-vă acolo. Că nu am ajuns, că l-am moflăit mai mult. Da, da, asta e ghimbir, serios. Asta este ghimbir de calitate. Ia vezi, mă. Oh, fain. Ia, ce poate fi în șoseta cu vulpi? A fost, măr, a fost. E cu vulpi sau cu lupi? Dă-mi... Cu lupi. Vulpi. Deci la măr am zis bine, am greșit ciuperca și... Da, două ați greșit. Și ăla. Sfecla. Sfecla. Aveți 7 bune din 10. Ceapă? Nu-i ceapă. Am trecut de 3 minute. Hai mă, că vreau să mă și eu. La 3 minute jumate oprim cronometru. De un cap în gură. Ce poate fi aici? Dați-mă cu părere. Nu-i șoseta! De n-am olfăit șoseta aia. 10 secunde, trebuie să-mi dai un răspuns. Ceapă. Ți-am zis de atâtea ori că e ceapă. Ți-am spus de atâtea ori. Ceapă. Vai, bă, dar e umărul. De ce? Ceapă udă. Ceapă. Ceapă, mă. Păi am mușcat ca să simt mirosul și am simțit mustața aia. 3, 30 și 8 din 10? Aveam mustață. 8 din 10, bă, băieți. Băi. Vă rog să colaborați. Ești atent? Că tu le știi pe astea cu mâncare. Hai, faceți o strategie. De unde? Că n-am văzut toate ingrediente pe masă niciodată. Pentru că le ia de acolo. Jucați pentru un premiu. Pregătiți? Mi-a luat cartoful de aici. 3, 2, 1 și stai. Mergeți la cele ușoare mai întâi. Ghimbir. Ghimbir. Punct. Da, este ghimbir. Vezi că ăla mâncă ciorapul cu tot. Păi acum v-am dat ardei gras și le mușcați pe toate. Ardei gras. Ardei gras, miroase așa. Mamă, ce e aici? Cartof ăsta. Chiar miroase ardei gras. Bade! Care-i bade cartof? Ah. Eu acum bade ardei, că nu e o imagine. Ardei, corect! Nu e cea mai frumoasă imagine când stai cu șoseta în gură. Bade! Am mușcat din ăsta și s-a făcut roșu. Cristof, corect! Speclă! Cred! Speclă! Mă! Asta, stai că s-a mârșit asta! E speclă! Speclă roșie, acum am mârșit. Nu că ți-am zis? Măi! Nu, de nucă nu mi-ai zis nimic. Ba da, mă, cum zici? Știi ce rog că se mă televizor? Nucă. Și care-i nuca? Ai sfeclit-o. Sfeclă-i acolo? Sfeclă-i sfeclă. Sfeclă, nu? Da. N-ați prins nicio șosetă împuțită ca mine? Da, asta e nucă. Ciupercă. Asta e nucă, clar. Ciupercă aici. Ce măr, Ionatan, fain ăsta. Care? Ionatan. 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 Ia vino aici, ține contra un pic. A, ceapă. Măr. Ține contra și... Băi, uite că l-a mâncat cineva. Nu, nu, că e cea mai de scurt. Ai zis să-ți în contra. A, ou. Bine că l-ai
l-am spart. Nu mai oprește. Și ăsta? Curge, curge. Roșie, roșie, roșie. Curge. Forodic. Gata, le-am nimerit pe toate. Asta e roșie, ou, ce e ultimul? Da. Ce-am zis că e ăsta? Ceapă. Ceapă, da. Și ăsta? Asta n-a făcut-o pe asta? Mâine? Ba da, a făcut ciupercă. Mare, ciupercă. Ah, ribă, miroasă tare. Riba. Ou, spart și ultima. Și mi-ai intrat ouă ăla. Bate-și mie ultima să vă gândim. Ce-am zis? Ceapă. Ai zis că... Deci, practic, 1 minut 30, Michi, dar am... Ai zis că e ou și l-ai spart. Pe la 1.30 au dat ultimul răspuns corect. Am două vești bune. Ia. Prima și cea mai importantă. Georgica are în sfârșit ce să bage în promo. Doi bărbați cu o ceapă mică între ei. Dar ce ai mușcat din ea? Într-o poziție delicată pentru zilele noastre. Te rog să te uiți la măr. Ia mărul ăla din spate, Nicolaș. Da, să-ți arate un pic mărul, că oamenii s-au luat în serios. Păi, dar noi le testăm. Asta, în schimb, vreau să fac niște piure, că nu aveam. Nu, te rog mult. Mulțumim tare mult, perspectatorul nostru a câștigat rucsacul un an de zile la Antena 3 și șansa de a pleca la filmările Asia Express pentru sezonul următor. Mulțumim tare mult, a fost un joc foarte grafic, vizual, trebuie să-mi iau pauză să revin. Eu nu mă aștept. Mai voi trebuie să faceți așa. Că asta mai lipsa. Ai zis că suntem eleganți.